Sergiu Matei, cameramanul emisiunii România Te Iubesc, s-a întâlnit cu studenții Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării în cadrul cursului de Tehnici TV. Acesta a prezentat câteva materiale realizate de el și a împărtășit cu cei prezenți greutățile și frumusețile meseriei de jurnalist. Câștigătorul premiului Emmy pentru știri cu materialele filmate pentru campania Tu știi ce mai face copilul tău a știrilor Pro TV a predat o adevărată lecție de jurnalism, iar toți cei prezenți au rămas impresionați găsind utile și interesante sfaturile primite. A fost foarte important că materialele pe care le-a arătat studenților au fost foarte impresionante. Deci ce am văzut acolo era zguduitor. Era ceva ce nu poți să, poate odată în viață unui jurnalist se oferă să filmeze. Am învățat lucruri interesante, pot spune. Am învățat cum și ce trebuie să filmez dacă vreau să mă ocup de cameră. Și ce nu trebuie să fac, mai ales în meseria de jurnalist. Consider că am avut ce învățat de la el. Ne-a prezentat foarte multe filmulețe din Tibet, de exemplu, unde a fost și a filmat un material super interesant. Și mi-a plăcut foarte mult. Cameramanul a rămas cu o impresie bună după întâlnirea cu studenții, spunând că i-ar plăcea să predea atâta timp cât a reușit să insufle jurnalismul ca meserie. Aveți foarte mult de învățat și încă o dată vă spun, învățați. Învățați pentru că v-ați ales o meserie foarte faină, v-ați ales o meserie bună, dar în care trebuie să fiți atenți, foarte încăpățânați în a obține ceea ce trebuie să obțineți, adică materialul acela ideal și mult altruism și stoicism. În primul rând fiți oameni, pe urmă fiți jurnaliști.